Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul ăsta. Băi, n-am mai postat de ieri. Am făcut un videoclip ieri în care v-am prezentat cum să joci cu orice modpack pe Windows 10. Aveți un link în descriere, intrați acolo și uitați-vă, pentru că probabil și unii dintre voi ați întâmpinat problemele pe care le-am întâmpinat și eu și na, probabil vă ajută. Băi, bine v-am regăsit la un nou videoclip pe SAM de data asta. Până ieri n-am mai postat de prin carantină. Ce faceți? Cum mai sunteți? Am văzut că încă mai sunteți activ pe canalul ăsta câțiva dintre voi, adică la videoclipul ăla am primit, văd că a primit ceva notificări și na, se ține destul de bine pe momentul de față, momentul în care filmez eu. În videoclipul ăsta, nu știu, o să vorbim de ce am revenit pe SAMP, de ce am revenit pe YouTube, cum mi-a venit și așa mai departe. Nu o să fac un videoclip foarte lung, o să ne încadrăm acolo în baremul ăla de 10 minute, cum știți că postam eu de-a lungul timpului. Păi, ce să mai, înainte să intrăm în pâine, dați voi acolo un like și abonați-vă, pentru că o să facem chestii cât de cât faine, zic eu, pe SAMP-ul ăsta, pentru că vedeți și voi, OG Times a rupt norma din nou. Avem voice chat, primul server de SAMP din România cu voice chat. Am văzut că acum vor să implementeze și ăștia pe Ruby, Behut. Bine, n-am văzut exact, doar am văzut așa niște titluri. Nu știu dacă sunt zvonuri sau dacă e ceva oficial, dar oricum OG Times a rupt din nou așteptările. Și sincer, de când s-a băgat voice chat-ul ăsta, băi, am intrat playerii, sunteți nebuni. Adică mă jucam eu acum o săptămână, erau 500 de player, 400 de player. Cum s-a băgat voice chat-ul, boom, a cam explodat. Bine, au mai explodat și din cauza quest-ului ăstuia, că na, o să vedem noi cum rămâne treaba după ce se termină cu quest-ul ăsta de Halloween. Da, apropo, eu nu m-am apucat de el. În fine, să trecem la altele. Și da, am băgat și eu voice chat-ul, funcționează, doar că am dezactivat sunetul de la joc, pentru că aparent am ceva care îmi rulează peste voice chat și uitați, nu mă lasă să folosesc aici în setările astea lui ca să opresc sunetul când vreau eu, așa că am oprit sunetul de la joc. Bă, în primul rând, hai să vă spun ce mi-a venit mie așa să mă reapuc de SAMP. Am venit până aici la casă să iau bulletul, pentru că eu în continuare am mașinile parcate pe aici, pentru că na, aici am lăsat rentul. Luăm bulletul, oricum mașinile tot pe alea le am, n-am schimbat nimic, am decât un cheat aici care trebuie să-l dau unui prieten. În rest, rent la casa asta, dar momentan stau la HQ pentru că na, de acolo ies, fac direct raport, e mult mai rentabil. Da, ce mi-a venit mie să mă apuc, să mă reapuc de fapt de SAMP? Sincer, bă, să vă spun, m-am apucat așa pentru că s-a trezit așa o nostalgie în mine din nou. Așa s-a trezit și în carantină, bine, mă rog, în carantină am apucat eu așa pentru că tot stăteam acasă. Eu voiam să vă spun, da, s-a trezit așa o nostalgie în mine. Mă uitam într-o seară pe YouTube și mi-a apărut videoclipul ăla lui Awake când a intrat el pentru prima dată în News Reporters. Bă, și mâncava și mi-a făcut Awake o poftă de DNR-uri și de anunțuri gratuite. Bă, am zis că nu e adevărat. Și a doua zi intru pe panel, văd acolo aplicații deschise la News Reporters. Am aplicat, m-a acceptat, am intrat și facțiune cu unul din trei, nu mai știu cât am intrat. Și uite că acum, uite, am ajuns la seara asta, mi se resetează raportul. Bine, voi când o să vedeți, eu deja o să am rang 3, voi vedeți clipul ăsta sâmbătă. Am terminat și raportul, astăzi când filmez eu la 12 noapte o să mi se reseteze și o să iau rang 3, deci bă, a mers treaba, v-am spus. Și m-am uitat la episodul lui, mi-a venit așa o nostalgie de pe... Bine, videoclipul ăla era filmat de mult, de acum vreo 3 ani, vă dați seama că era altfel SAMP-ul. Și când am intrat eu în News Reporters, dau să fac acolo niște răpuri, niște astea, dar cam am văzut că e serverul cam gol, știi? Și bă, na, cam nașpa așa cu serverul gol, dar uite că acum parcă mai are farme, că sunt 900 de player zi la 8 fără 20. Mai ales e și payday dublu. Na, oricum, sper să țin așa, oricum. Am folosit oricum de 10 ore să mor eu în 2 minute.
Ar cam fi bine să rămână Sampo așa, dar na, nu prea știu ce să zic pentru că, na, știți și voi. Sampo nu mai e ce a fost odată, na, mulți se joacă acum pentru avere, oricum pe OG Times sunt... Părerea mea e că mulți se joacă pentru avere pe OG Times, na. Asta este acum ce vreți să facem. Doar că mulți au făcut averi, nu prea mai vezi player pe stradă, oricum acum că și cu quest-ul ăsta stau pe la... Stau mai mult pe la quest-ul ăsta de, quest-ul ăsta de Halloween, dar... Nu știu ce să zic, sper să mai dai și de un player 2 pe stradă, pentru că... Nu mai intrăm în alte detalii. Și faza cu YouTube-ul, ce mi-a venit mie să postez videoclipul ăla cu... În care vă învăț cum să vă jucați cu orice modpack. Aproape orice modpack, acum e pentru cine are problema aia pe care am avut-o și eu. Eu mă bucur sincer că am rezolvat-o pentru că îmi era drag să mă joc cu modurile astea, pentru că sunt niște moduri geniale. Mie mereu mi-au plăcut modurile astea, mă joc cu ele încă de când le-a postat UFX. Atunci, prima oară, în 2016-2017, nici nu mai știu când le-a postat, dar știu că de mult era Orish Bagel, se jucau ei pe acolo, oricum ei mi-a plăcut foarte mult stilul lor de joc pe acolo, gașca lor și așa mai departe. Na, fiecare cum s-a descurcat. Și, na, eu de atunci tot mă jucam cu el și acum, de când cu Windows 10, bă, au început să dea diferite erori, tot ștergea antivirusul anumite fișiere și ce am zis eu, măi, asta e așa, să fac și eu un videoclip, pentru că ce se întâmplă? Mi-a venit treaba asta cu videoclipul, să fac videoclipul, că am văzut, am încercat eu să-mi bag iar mod pe cu zilele astea și mă uitam pe acolo, pe la el, la episod, la UFX și tot așa, spunea cineva că și eu tot problema asta o am și vă dați seama, probabil sunt mai mulți care suferă de problema asta. Și am zis să fac și eu un bine, poate clipul prinde și na, ajunge pe la recomandate, mai știți, poate ajut și eu pe ceilalți, cum și alții m-au ajutat pe mine, cum am dat de diferite videoclipuri prin care am încercat să rezolv anumite probleme pe care le întâmpinasem, așa poate ajung și eu, nu știu, prin recomandări pe undeva, bine, nu zic în training, să-ți apară acolo recomandate, gen unuia care... Unul care caută Samp pe YouTube, vă dați seama că o să apară diferite recomandări de videoclipuri cu Samp. Sper să ajung și eu pe acolo, na, momentan cred că ne învârtim acum pe la 100 de vizionări, nu știu, 80-100 de vizionări. Na, poate prinde și ajungem și noi pe acolo prin recomandări. Oricum, am văzut că a stat bine pe notificări, adică s-au primit notificări, au lăsat și oamenii comentarii pe acolo, așa că vă mulțumesc mult. Dacă n-ați văzut videoclipul și aveți... Știți că aveți probleme cu modpack-urile pe Windows 10, vă recomand să vă uitați. O să-l găsiți în descriere. Oricum, e videoclipul de dinainte de ăsta, deci nu e foarte vechi pe canal. Da, și cam așa stă și treaba cu, nu știu, reapucatul ăsta, reintrarea pe Samp, reintrarea prin facțiune. Vedeți că e numele meu, n-am vândut contul, oricum mulți nu mă mai... Mulți, adică mulți. Aici pe server nu prea mai sunt mulți din prietenii care erau pe timpul când eram eu lider, cu lider, helper și așa mai departe. Mulți s-au lăsat, sincer. Acum sunt numai admin noi. Na, uite, din admin ăștia e Costi, care sunt prieten cu el la Cataramă din 2017. Știe Costi când mi-a dat el contul să filmez prin taxi. Până să ia lider, avem o grămadă de amintiri. Georgiana, care tot așa o cunosc, prieten de pe aici, de pe la țară, Mr. Popică, care Mr. Popică e de la începutul începuturilor, sunteți nebuni, Ciprian, care mi se pare că a avut alt nume, a Faker, It's Blue, nu cunosc, VLD, vă dați seama că și manager admin 6, Lolex Masiv, Gabi 47 nu cunosc, iar prin helper nu cred că mai e cineva cunoscut, vă spun sincer. Helpers? Nu. Cretinelu era prin paramedic cu mine acum 4 ani, dar nu mai știu dacă e contul ăla sau e cont cu alt nume. Nu știu ce să vă spun. Mac e colid de la mine în facțiune, salut Mane dacă vezi. Dar restul, nu, Paltrow, da,
Paltrow, nu ne cunoaștem, dar știu că e player de mai de mult pe server. Joacă de mai de mult. Da, oricum, succes tuturor cu funcția. Eu nu o să mai aplic la helper, dacă vă întrebați, sau astea. Sunt aplicațiile deschise, chiar un băiat din facțiunea mea, Arian, a luat astăzi helper. Felicitări, succes cu funcția, în caz că vezi videoclipul ăsta. I-am urat eu pe joc, dar vă dați seama, o fi avut și el spam pe acolo, o fi văzut, o fi văzut. Așa că multă baftă. Da, băi, și cam ăsta o să fie episodul prin care vă anunț așa cam de ce m-am băgat în News Reporters, de ce m-am apucat și cu postatul ăsta pe YouTube. Nu promit că o să fie ceva continuu și în fiecare zi, dar încerc acolo să ținem legătura, poate să facem și un live stream ceva, sau live streamuri. Oricum, episodul următor cred că o să facem în taxi, pentru că am un cod în taxi și știți voi că la mine e tradiția cu viața pe taximetru, pe taximetrie. Oricum, contul ăsta a plecat din taxi, contul meu. La 5 zile am ieșit pe raport din complet. Da, eram și eu mic, eram și eu prost, nu știam să mă uit pe forum. Da, asta e. Bun. Băi, eu vă mulțumesc că ați ajuns până în momentul ăsta. Dacă ați ajuns până aici, da, respect, dați pe acolo un like, abonați-vă. Oricum, în abonați nu cred că o să cresc eu foarte mult, dar un like acolo din partea voastră, o susținere, ajută foarte mult. Lăsați comentarii, vă răspund la comentarii, dau inimioare, nu uit de unde am plecat și cine am fost și cine sunt. Asta e cel mai important. V-am țucat, sâmbătă frumoasă!